Vizită surpriză de Sfinții Petru și Pavel la Muzeul Vasile Pârvan de municipiul Bârlad. Ministrul Culturii Lucian Romașcanu a vizitat expoziția intitulată Bienala Internațională de Artă Contemporană Nicolae Tonița și o a doua expoziție intitulată Ex Nihilo Nihil II Zuzu Caratănase. Alături de ministrul Lucian Romașcanu au fost prezenți și profesor universitar dr. Aurelian Bălăiță, rector al Universității Naționale de Artă George Enescu din Iași, Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, Zuzu Caratănase, artist plastic și profesor asociat al Universității Naționale de Artă George Enescu din Iași, precum și Atena Simionescu, președintele Senatului Universității Naționale de Artă George Enescu din Iași. Înalții oaspeți au sosit la sediul central al Muzeului Vasile Pârvan la ora 10. Ei au fost primiți și apoi însoțiți prin sălile de expoziții găzduite de instituția culturală bârlădeană de către directorul Muzeului Vasile Pârvan, Mircea Mama Lăucă. La finalul vizitei, ministrul culturii Lucian Romașcanu a susținut o scurtă conferință de presă la care au rostit alocuțiuni și oameni de cultură și oficialități județene. Bârladul este un loc deosebit în care se întâmplă numai lucruri deosebite și sper că acest lucru să-l constate și domnul ministru. Sigur, tot a fost provocat de faptul că dorim să facem finisajul la două evenimente majore. Ați văzut expoziția domnului Zuzu Caratănase, Ex Nihilo Nihil II, și evident expoziția din cadrul Bienalei Nicolae Tonița. Deci, aceste două evenimente au generat și această vizită. Prima oară a fost la un teatru, Piața Mea, în Bârlad, unde un unchi al meu, medic, i-a duc un omagiu aici, ar fi moftele chema, Dumnezeu să-l odihnească, juca, cânta, picta și trupa de medici ai Bârladului la vremea respectivă au jucat și am fost prima dată. Sunt foarte bucuros să văd că se întâmplă asemenea lucruri. Muzee mai frumoase ca la Bârlad rar găsești și asta este o constatare, nu un compliment. Faptul că ați construit de la zero o galerie este absolut impresionant și mi-aș dori să putem chiar și la Ministerul Culturii să avem investiție de așa natură încât să ridicăm și lucruri noi, nu numai să încercăm să restaurăm ce ne-a rămas din istorie. Fericit cu domnul Caratănase, Ex Nihilo Nihil, dar din Ex Nihilo văd că a ieșit ceva foarte frumos și sperăm să mai fim invitați la evenimente similare, iar în ceea ce privește Bienala, iarăși felicitări. Pot să spun doar că până acum Ministerul Culturii a finanțat în special zona de spectacole, teatre, festivale de teatre, festivale de operă. Anul ăsta este pentru prima oară când acordăm o finanțare extrem de importantă pentru Art Safari, pentru că și arta plastică trebuie să fie între artele care sunt promovate și probabil că începând cu anul viitor ne vom extinde finanțările, desigur trebuie să și primim cereri, bani avem și sper să și avem de acum încolo, să continuăm să avem. Vom extinde finanțele și pe zona de artă plastică pentru că este un domeniu extrem de important. De mult ne-am dorit și am plănuit acest moment și anume ca domnia sa, domnul ministru al culturii, domnul Lucian Romașcanu, să fie astăzi prezent și iată că așa prin construcțiile sau prin demersurile pe care au fost realizate, astăzi s-a putut înfăptui acest moment. Îi mulțumim încă o dată pentru prezența dumnealui. Bineînțeles că vreau să mulțumim și domnului președinte Consiliului Județean, domnul Dumitru Buzatu, care a fost unul din autorii acestor evenimente, multiple evenimente, și bineînțeles domnului managerul Mircea Mamălăucă și tuturor celor de aici din administrația locală care au fost implicați. Vă mulțumesc din tot sufletul. Ideea este că noi am inițiat aici și am dezvoltat o serie de evenimente pe lângă tot ceea ce avem aici, care dau viață atât orașului,
cât și regiunii noastre, pentru că avem vizitatori de peste tot, în toată țara, în special cei din regiuni sunt prezenți la activitățile noastre, vizitează expozițiile noastre și asta este, cred că, nota care ne-a fost dată pentru tot ceea ce s-a făcut aici și eu vreau să-i mulțumesc domnului Lucian Romașcanu pentru că într-un program deosebit de încărcat a găsit răgazul să fie prezent între noi pentru a marca și cu prezența domniei sale aceste minunate activități lui Zuzu Caratanasi, care este atașat de Pârlad și cu care sper să decorăm, să facem pentru cei care vor veni după noi un lucru foarte frumos la Centrul Cultural Dimitrie Cantemir din Vaslui. De asemenea, Mircea Mamalau, că este unul, cred că, dintre cei mai buni oameni cu inițiativă, cu viziuni și cu ceva gusturi așa rafinate în materie de artă, astfel încât ne-a dat posibilitatea de multe ori să ne delectăm noi, dar și ceilalți și vizitatorii care vin aici. Încă o dată, domnule ministru, vă adresez mulțumiri pentru participarea la acest eveniment și sper că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Postul nostru de televiziune a solicitat un punct de vedere al ministrului vis-a-vis de conacul Solescu Rosetti din Comuna Vasluiană Solești, locuință care a aparținut și în care a trăit prima doamnă a României moderne, Elena Cuza. Sunt anumite obiective de interes de patrimoniu național, cum ar fi conacul Elena Cuza de la Solești, care este pe cale să se dărâme. Aveți în vedere conservarea acestuia? Haideți să vă zic și dumneavoastră ca mai sus și altă dăți. Noi am trăit un paradox de demolare prin protecție. Am avut și la București și la nivel național o abordare extrem de strictă în ceea ce privește lucrul pe monumente, ceea ce, pe de o parte, a îngreunat foarte tare toată procedura de obținere de avize și așa mai departe, și sunt fonduri europene pierdute pentru că avizele n-au apucat să vină. Sunt mănăstiri, sunt biserici, Preoana Ștefan cel Mare, neavizate pentru reconstrucție. Este ceva foarte greu de explicat. În al doilea rând, există o istorie de 6 ani a Institutului Național al Patrimoniului, care a primit de la bugetul statului 148 de milioane de lei pentru restaurări, pentru Programul Național de Restaurare, iar conducerea de până mai apuși a INP-ului a reușit să cheltuiască, a dat înapoi la rectificările acestor 6 ani vreo 91 de milioane și din ce a rămas nici pe ea nu a cheltuit toți. Deci o execuție de vreo 37%. Deci, repet, omul sfințește locul. Și președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a ținut să facă precizări vis-a-vis de conacul de la Solești. Trebuie să intervine eu puțin ca să nu introducem paraziți în discuție, pentru că așa e moda la români. Conacul în care a locuit Elena Solescu aflat în Solești este în proprietatea moștenitorilor. Niciun demers al nostru făcut și am făcut nenumărate demersuri nu ne-a dus la un rezultat pozitiv să poată fi achiziționat acesta. Așa încât atât Ministerul Culturii cât și noi, autoritățile locale, suntem în imposibilitatea de a face ceva acolo. Deci nu e o chestiune de neglijență sau de neînțelegere a simbolului pe care îl reprezintă. Domnul de acolo nu știa istoria efectivă a locului, pot aplica pe fondurile de la timbru monumentelor de la București, nu sunt bani foarte mulți. Problema este clară, dacă ești proprietar, îți asumi ceea ce e acolo sau dacă nu poți, găsești o soluție de parteneriat sau o soluție de vânzare sau putem merge până la o soluție de donație, având în vedere că este un obiectiv atât de important. Dar lucrurile sunt complicate pe zona asta și, din păcate, avem multe de făcut. Nu numai bani, specialiști, noi nu mai avem restauratori, nu mai avem experți. Cât privește prezența ministrului culturii în județul Vaslui, Dumitru Buzatu a sintetizat-o într-o scurtă frază. O întrebare pentru domnul președinte. Cum comentați vizita domnului ministru? Da, să trecem. În general, comentez pozitiv că este prezent domnul ministru. Când o pleca, mai vedeam. Pleacă, mai vedeam. Bun, mulțumim mult. Mulțumim foarte mult.